Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Geniala frază din Ilf și Petrov, автомобильная роскошь, а средство передвижения, ceea ce în traducere liberă ar însemna autoturismul nu e un lux, dar mijloc de transport, se pare nu prinde la unii conducători auto de la noi. Astfel, cum putem interpreta plăcerea și luxul unora de a conduce mașina în stare de ebrietate? Parcă s-au mai înăsprit niște legi, parcă și niște amenzi au devenit mai cu ai, parcă și niște radare au fost aduse de prin țări europene, parcă și niște teste de alcoolemie au devenit mai precise, parcă zicem noi câte ceva se schimbă. Numai obiceiul urât și periculos al moldovenilor de a ciocni pahare cu volanul mașinii așa și nu poate fi dezrădăcinat. Totuși acest flagel ține de cultură. Nu de sancțiuni și obișnuitele nopți albe, unde se vânează cei cu beția prieteni. Zilele acestea m-a cutremurat și pe mine, ca și, sunt convinsă, pe noi toți, moartea unui copil spulberat de un șofer beat. Nu dorim să mai presărăm sare peste tragedia părinților și așa distruși cu detalii de genul nu era tare beat acest șofer sau că este șoferul dintr-un partid sau altul, nu. Vrem să atenționăm că e vorba totuși de cultura noastră de a conduce un mijloc de transport. Pentru că am mai spus-o și în alte emisiuni și nu o să obosim să repetăm, noi nu însușim un lucru elementar. Autoturismul nu este un lux. Dar oare cu mult se deosebește șoferul beat de cel treaz care picior peste picior, cu țigara în dinți, gonește de parcă l-ar mâna ucigăltoacă pe străzile orașelor și ulițele satelor? Care pasaje pietonale? Care respect pentru alți șoferi? Care respect pentru pietoni care merg? Ei se vede în autoturism ca niște regi, mai mult decât un rege, iar autoturismul său de cele mai dese ori mai scump decât o casă. Tronul lui de rege este. Și mai avem o boală noastră strict moldovenească la acest capitol. Cumătrismul. Las că dacă ceva vine tata, ori unchiul, ori cumătrul, ori nănașul și mă scoate cu siguranță. Și este adevărat. Îi scot. De cele mai multe ori le reușește. Dar cine îi va scoate din cimitire pe sutele și miile de decedați de pe urma vitezei excesive și a beției la volan? De pe urma conducerii mașinii în stare de ebrietate care ajunge la cote maxime? De pe urma trecerii la culoarea roșie a semaforului? De pe urma experienței reduse de a conduce mijlocul de transport? Unde să se găsească acel cumătru care poate redresa această situație tristă, dacă omul e dus pe lumea cealaltă? Ziceam ceva mai sus de lipsa elementară de cultură a șoferilor. Vom adăuga în încheiere că nu numai a șoferilor, dar și a noastră, a tuturor, a celor din societate. Acesta a fost cuvântul înainte și trecem la tema discutată în această emisiune, care la fel este tristă, pentru că vom vorbi despre destinul copiilor străzii. Este o temă dureroasă pentru chișinăuieni și pentru întreaga țară. O temă care, nu știu de ce cauză, este lăsată, nu este discutată atât de des. Ajungem la ea numai când se întâmplă lucruri urâte, numai când se întâmplă că în timp de vară găsim pre la Hotelul Național copii care sunt deja a treia, a patra lună aflați în acest imobil uitat de lume sau când decedează cineva. Până atunci nu ne interesează, din păcate. Este un lucru care este foarte trist. Invitații din această seară sunt Tamara Pisarenko, directorul Centrul de Plasament Vatra pentru copii și tineret. Bună seara și vă mulțumim că ați găsit... Fosta, ex-directorul Centrului de Plasament. Vă mulțumesc pentru că ați găsit putere de voință să veniți astăzi, să mai discutați, să vă mai răvășim din amintirile neplăcute și sper că astăzi vom vorbi și vom pune un pic de lumină în cazul acesta. Dacă aveți dumneavoastră puterea cea interioară ca să spunem lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc foarte mult de invitat. Sunteți prima televiziune care m-ați invitat. Și mi-ați dat posibilitatea să, nu ca să mă apăr, dar să spun adevărul. Și Silvia Grigorieva, consilier din partea fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi. Ați muncit azi toată ziua. Da, sunteți obosit. Sunteți obosiți, dar vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți și pe acest timp care e destul de complicat. Complicat. Să ajungem, iată, și vocea îmi dispare, sper să nu-mi dispară definitiv.
De la început vreau cu doamna Grigoreva să vorbesc, pentru că astăzi am citit eu ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal și la punctul 7 și 8 am găsit că se va vorbi cu privire la modificarea denumirii centrului de zi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada post-instituțională, VATRA, așa se numește el corect acest centru. S-a numit și aprobarea regulamentului noii denumiri, teritoriul adolescenței va fi și organigrama și statele de personal ale acestui centru de plasament temporar, așa da. Se va numi. Da. Acum îmi spuneți dumneavoastră, ați mai ajuns astăzi, că v-am urmărit până la da. Momentul când am început să mă pregătesc de emisiune. S-a mai întâmplat acest lucru, raportor a fost Rodica Terehovski. Aici nu a fost dumnea ei, a fost o adjunctă de a dumnea ei. Dar eu azi dimineață, înainte de Consiliu, am fost la dumnea ei să mă informez, să văd ce s-a făcut, fiindcă cât n-ar fi de straniu, la noi cum se întâmplă lucrurile. Acest centru VATRA s-a închis, după câte țin eu minte, în decembrie anul 2016, adică de acum un an și ceva în urmă. Adică, apropo, aici a fost închis prin dispoziția primarului de atunci, primarului Dorin Chirtoacă, care nu a mai înțeles și din ce cauză. S-a spus cu ideea că o să se deschidă peste o lună. Așa a fost, fiindcă atunci se duceau niște investigații de procuratură, peste o lună se va deschide, asta era cert și nu se discută. Iată, a trecut un an și ceva, ca noi abia acum să primim un regulament și o denumire nouă acestui centru de plasament, adică a trebuit un an întreg ca să se scrie acest document și de fapt nu s-au făcut, cine știe ce schimbări mari, acolo nu s-au făcut nici reparații, nimic, adică au fost 1,5 milioane, pare mi se, de lei au fost dați pentru reparații capitală, cu toate că nu știu ce reparații capitală. 1,500,000, acum vorbiți, da? Este da, o sumă de anul 2017. Cel mai straniu, îmi pare rău că am luat decizia, noi așa se întâmplă că până ce ajungă la în Consiliu deciziile, proiectele de decizii, trec ani de zile și decizia pe care noi astăzi am aprobat-o, de fapt, este cu anul dotat 2017 și banii care noi ne-am gândit să-i dăm pentru acest azil sau centru de plasament. A fost cheltuiți de la. De fapt, ei, cum să fie dați pentru... Eu urmă am observat că acolo e scris pentru 2017, pentru bugetul 2017, 1,170,000. Mă iertați pentru ce am votat noi. De fapt, totul la noi se face știțet așa, nu știu pe de-andoasele. Cu toate că vorbim foarte mult de transparență, vorbim foarte mult de metode noi de lucru, parcă facem tot, toate ideile sunt bune, parcă vrem să facem să fie mai performante serviciile, dar până la urmă ajungem în aceleași situații de incertitudine și de neclaritate, fiindcă când ajungem să aflăm niște lucruri, nu le putem afla. De câte ori am fost acolo să vedem ce se întâmplă, eu nu este departe de unde locuiesc eu și am trecut de câteva ori, niciodată nu era nimeni acolo, de fapt sunt doi pasnici pe noapte, mi s-a spus astăzi că ei stau doar noaptea și un administrator. Doamna Grigoriev, eu astăzi am întrebat de un moș care, văzându-ne că noi am fost acolo să filmăm, s-a oprit și a întrebat, dar ce faceți aici? Că oamenii de obicei întreabă care sunt de-a locului. Și ne-a spus că două fete locuiesc zi de zi, seară de seară acolo, vin seara acolo și ard două mine. Probabil sunt paznicele, nu știu. Eu chiar aș vrea să întreb, doamna Pizarenca, ce înseamnă și dacă le cunoaște pe cele fete și de ce două fete și dacă știu consilierii că acolo fiecare seară. Eu știu că acolo sunt doi paznici, așa mi s-a spus. Da, acestea sunt și un administrator cu o leafă de 0,75, adică procente din leafă. Cine e acest administrator? Tot este greu de... Și ce face el o zi întreagă la acest serviciu? Probabil cineva primește un surplus la leafa pe care cineva din direcția drepturilor copilului mai primește un adaus la leafă acest surplus, 0,75%. Dar ales ce să face acolo? Nu ai ce face. Și de fapt reparația cei capitală care îi spun că trebuie să o facă, înțelegeți, de mult trebuia să se vină cu un deviz de cheltuieli clar. Noi am cerut să se facă acest serviciu de contra incendiului, această signalizare. Sistem contra incendiului. Da. Asta nu era important, fiindcă știți ce s-a întâmplat și doamna Pesărincă o să spui mai... O să ne povestească. Asta era important. Ce s-a făcut? Acum vă spun două lucruri. S-a schimbat termopanele, adică ferestrele, și s-au tăiet la geamuri, erau gratii. Gratile? Gratii.
gratis. Că atunci copiii se plângeau că ei sunt ținuți gratis. S-a scos probabil și totul ce s-a ars acolo în camera aceea. Doar într-o singură odaie a fost incendiu. Din odaia în care s-a... Asta e ce ați văzut dumneavoastră la ziua de astăzi. Da, înăuntru n-am fost și am văzut în afară. Asta este. Da, vreau telespectatorilor să le aduc niște informații că acest centru de plasament se află pe strada Ioan Botezătorul, da? Și în incinta edificiului se mai află un centru de plasament, atenție, da? Pentru copii cu dizabilități. Deci este sunt două intrări, o intrare dintr-o parte a edificiului și altă intrare din altă parte a acestei clădiri. Este un centru de plasament, este un fel de serviciu pentru copii cu dizabilități mai... Da, și vreau să vă mai atenționez, dragi telespectatori, că astăzi toată ziua am telefonat-o pe Rodica Terehovski, este șef interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Dânsa a fost toată ziua ocupată și ne-a promis, ne bucurăm de acest lucru, ne-a promis că va interveni în legătură telefonică, de aceea așteptăm ca să după ce mai discutăm cu doamna Pisarenko, să luăm legătura, regia o să ia legătura și vom mai lua legătura spre finalul emisiunii cu Maria Bănărescu, avocatul copiilor, care ne va spune din punctul ei de vedere ce se întâmplă la capitolul copiii străzii. Doamna Pisarenko, cum dumneavoastră din decembrie 2016 și până astăzi trăiți acest calvar și ce s-a întâmplat, a cui a fost vina și ce e de făcut în continuare? Deci, într-adevăr, dumneavoastră ați spus corect că e calvarul familiei mele și lărgită și a mea personal. Și copiii la școală sunt terorizați de alții, că iată bunicul a ucis un copil. Adică sunt niște lucruri care eu nu vă pot transmite. Eu nu pot ieși din casă. Deci sunt niște lucruri care numai nu înțeleg de ce. De faptul că eu am făcut adresări pe la toate, deci în cazul meu, direcția ierarhic superioară era Direcția Municipală pentru Protecția Copilului, în cadrul căruia era centrul de plasament Vatra. Și fiind cu subcont acolo. Deci nu eram eu acel administrator care puteam să iau sursele financiare și să rezolvă întrebările care existau în centru. Să reamintim, chiar cât de trist nu ar fi. Dumneavoastră sunteți acuzată pe două capete de acuzare, da? Deci eu sunt acuzată pe articolul 166 prim, litera A și litera G. Tortură. Deci prima dată eu am fost acuzată pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Și vreau să vă spun că n-am fost niciodată audiată. Chiar și cel care ucide omul, tot un alt cheamă, îi dă posibilitate să arăt cum a făcut asta și de ce a făcut. Unica doar au fost întrebările mele a poliției când a venit la fața locului, când eu am apelat poliția în data de 30 noiembrie și am adus la cunoștință că a fost decedat un copil. Atunci eu am scris ce știam eu. Am venit la 8 dimineața la serviciu și am găsit copilul mort. Asta eu am scris. Atât. Deci au derulat ancheta un an și trei luni. Uh-huh. Nu trei luni, un an. În timp de un an de zile, deci noi am făcut odată cu avocatul nostru, trebuia să facem o masă rotundă ca să spun ce se întâmplă și ce a fost de fapt, la care eu am căzut jos și eu am fost doar fracturată. Și n-am putut să mă duc. Și a fost doar avocatul meu. Atunci, în ziua aceea, procuratura m-a sunat de 17 ori. Posibil că ca să nu mă duc la acea masă rotundă. După asta, eu am fost chemată la procuratură în luna lui octombrie 2016 ca să mă aduc la cunoștință că noi am cercetat dosarul și am văzut că nu e depășirea atribuțiilor, dar este neglijare. Și atunci eu am întrebat, arătați-mi, vă rog, care este neglijarea mea? Deci demersurile, eu eram obligată să aduc la cunoștință instanțele ierarhii superioare ce se întâmplă.
În ce perioadă? Eu am auzit și în materialele care au fost atunci la toate posturile de televiziune. În cât timp dumneavoastră ați menționat că mereu ați atenționat organele ierarhice superioare, că sunt nereguli, că sunt nereguli? Cât, pe ce perioadă de timp dumneavoastră tot ați bătut alarma? Deci bătaia alarmei la mine s-a început cel mai tare în iunie 2016. Când a fost toate posturile de televiziune la noi la Vatra și a văzut că niște minori nevrient plece acasă la Criuleni, deci la părinți a venit primarul de acolo și ei s-au încuiet în odaie, au blocat ușa. Și atunci eu am chemat și serviciul MCS ca să deschidă ușile, ca să nu se întâmple nimic, îi spărgeau ferestrele. Deci ferestrele au fost spate atunci, în iunie. Și nu s-au luat măsuri după acest incident? Nu s-au luat măsuri, deci ferestrele au fost sparte și noi am stat cu ferestrele sparte toată vara. Eu, la data de 26 august 2016, am plecat în concediu, văzând că nu se ia nicio măsură. Eu am adus divizuri de cheltuieli, unde a fost medicina preventivă și ne-au pus niște restricții și niște puncte care noi trebuia să le facem, printre care erau și linoleumul și în partea cea unde erau copiii ăștia străzi, deci să facem reparații. Altfel nu va fi dată autorizația, care la noi expira în august. Eu am adus divizii de cheltuieli, spunându-mi că bugetul nu este și să las acolo. Deci eu m-am plecat în 26 august în concediu, ne-am luat pe 2 ani concediu. Și m-am gândit, ei poate o să vadă care este situația, să fie alt oameni acolo. Poate pe mine nu mă cred, m-am gândit așa. Acea propunere care eu am vrut să las cine să rămână în locul meu pe parcursul concediului n-a fost ignorată, acceptată. Da? Deci a trimis specialistul de la direcția municipală, la care eu m-am bucurat foarte mult din considerentul că zic, o să vadă singur. Ce se întâmplă acolo? Nu creadă că iată, fac eu ceva care nu e așa. Dumneavoastră ați mă iertați că vă întreb, ați menționat că ați fost un centru model, că vă cunoaște foarte multă lume. Corect. Și din exterior și din interior. Cât timp ați fost în această funcție? Deci eu când s-a deschis centrul Vatra în 2004, la 1 iunie, am început activitatea. Și am activat până în 2016. Deci dumneavoastră ați fost toată perioada. Eu am fost toată perioada ca manager de centru și ca fiind un model pe plan și național și internațional. Toate centrele din Republica Moldova care au fost deschise au fost pe baza centrului Vatra deschise. Și modelele de dosare și modelele de administrare, tot absolut. Ce se întâmpla cu copiii care se aflau la dumneavoastră? Cum procesul ăsta derula? Deci eu am fost învinuită și faptul că eu mă ducem singur în stradă și îmi luam copiii ăștia și îi aducem fără că se știe nimeni. Apoi eu vreau să vă zic, cu toată responsabilitatea mea de om, n-am avut eu așa posibilitate și așa drepturi ca să merg eu în stradă și iau copiii singur. Deci există legea 140 care ne-a pus-o pe masă, chiar dacă eu spunem că este regulamentul centrului Vatra, unde presupune că sunt plasați copiii de la 15 la 25 de ani în cazuri excepționale și alt categorie, eu n-am dreptul, doar orfanii. Eu pus legea 140 pe masă și ne-a spus, ești obligată să primești. Asta este. Deci eu n-avem încotro ca să... Discuțiile care se duceau în momentul când dumneavoastră deja ați fost acuzată că erau în centru oameni adulți deja de 37 de ani, sunt adevărate? Sunt adevărate și eu am să vă spun de ce. De ce? Deci noi am lucrat cu acești beneficiari care erau perfectate gradele de invaliditate de centru Vatra, venind de la școlile internat, unde erau medici, unde erau obligați ca să perfecteze gradele, să plaseze copiii la locul lor, acolo unde era locul lor, ceea ce nu era făcut. Și noi am perfectat gradele de invaliditate la toți aceștia și lucram pentru plasarea într-o instituție socială de stat pe viață. Și după cum știm noi, de birocrație care este la noi, deci eu mă luptam singur cu mine. Eu nu eram susținută de nimeni. Dacă eu reușeam să fac, făceam, dar dacă nu,
Deci cine pe atunci, în perioada ce era șeful Direcției pentru Protecția Copiilor și Drepturilor? Care pe atunci? Noi chiar în anul 2016, la noi din luna martie, era doamna Rodica Terihovski, de acum. Ea când a venit în funcție de șef interimar, deci la noi, la Centru Vatra, erau 17 beneficiari orfani. Nu cum se vehiculează că erau 5, că erau 7. Perioada cât eu am plecat din august 2016 în concediu, până luna lui noiembrie, 11 noiembrie, poate muriem Maghini din Mântoșemiu înapoi. Nu trebuie să vorbiți așa. Maghini, nu știu, eu de fapt sunt om care sunt toate, că suntem la vârsta care... În ziua când mi s-a spus că eu am venit și am întrebat ce să fac, eu depun cererea de eliberare. Eu am simțit că eu nu trebuiesc acolo. Și nu eram eu omul și nu era scaunul care avea de și ține. Deci ați mai deci 1300 de lei salariu ca manager. Eu lucram cu 0,5% salariu de pedagog. Unica cei mi-a adăugat. Consilierii au știut de toate situațiile acestea? Sau desigur că nu. De când zic să, într-o zi să fac un cerc la toate centrele de care sunt, că de fapt 47 de sedi are de Direcția Protecției Copilului, 47 de diferite de zi. La dumneavoastră stau atunci și pe noapte stau atunci. Da, pe noapte, să erau copii. De ce se numea Centru Vatra, Centru de zi se numea de plasament? Mie mi-au dat multe întrebări. Deci când a fost făcut proiectul cu privire la deschiderea unui centru, deci s-au avut în vedere că copiii ăștia care aici tineri și copiii care sunt plasați la Centru Vatra să fie plasați pe un an de zile, cum de fapt spune regulament. Noi să reușim să lucrăm și să-i aranjăm la serviciu, să-i aranjăm la asta, deci mai, nu mai mult de un an de zile. Când noi am, dar nu s-au luat în vedere copiii ăștia care vin de la școlile internate, ei sunt toți bolnavi. Da. Toți erau bolnavi. Și noi când am început să lucrăm, trebuie perfectat gradul de invaliditate. Gradul de invaliditate, vă dați bine seama că erau copii care prima dată te duceai și încercai să spui și cu dânsul și nimeni nu te credea. De tăc, majoritatea din ei au rupt cărcelile medicale, le-au rupt, fiindcă pe dânsul îi numea debilna formă jeznic, să mă scuzați că eu zic în limba rusă. Și eu nu înțelegem, e ce, DMPZ, nu știu, îmi spune, dar eu zic, băi, nu spuneți voi cuvintele astea, pentru că eu nu înțeleg termenii ăștia voștri. Și hai chiar dumneavoastră să nu înțelegeți. Dar capacitatea centrului, câte persoane? Capacitatea centrului era de 25 de locuri. Pe când timp de iarnă erau la noi și 48, doamna Silvia. Deci noi am avut patru camere comune, dacă dumneavoastră o să mă întrebați unde eu îi plasam, erau patru camere comune, adică pentru televizor, să stea, să odihnească, de agrement. Și eu am lăsat doar două și am câștigat 8 locuri. Și tot în video pe care l-am urmărit eu, copiii se plângeau că nu sunt hrăniți în îndeajuns. Corect. Ce se întâmplă aici la alimentație? Ce înseamnă îndeajuns? La noi niciodată alimentația n-a fost la Centru Vatra. Unica, doar eu mă duceam și mă rugam la cunoscuții mei, la toți pe care mă știau și toți care o să mă vadă, nu o să-mi dea voi ca eu să spun minciuni. Hai, vă rog frumos, aducem de acasă, îi întrebam pe mei, ați mâncați? Deci la acest capitol, la capitolul alimentare, primăria, absolut, municipalitatea nu își aducea aminte? Nu, fiindcă aici erau copii mari, adică erau mari. Înțeles. Deci îmi spune că la telefon este Rodica Terihovski, șef interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Bună seara, doamna Terihovski! Bună seara! Da, ne pare foarte rău că totuși dumneavoastră nu sunteți aici în platou, pentru că ar fi fost discuția mult mai aprinsă și mult mai deschisă. Dar oricum, spuneți-mi, vă rog, de ce un an și ceva stă pe... De ce s-a tergiversat atât, iată, și doamna Grigore vă ajută adoptarea unor decizii, unor sume, unor luarea altor decizii și de când s-a închis, s-a luat decizia de a închide acest centru, de ce nu s-a întâmplat nimic, de ce nu s-au adresat atât dumneavoastră cât și alți lucrători din primărie ca să redreseze situația?
Și de ce, până la urmă, declarația aceea care s-a vehiculat mult timp în presă că am aruncat copiii străzii iarăși în stradă și i-am lăsat de-a nimănui, un an și jumătate este vitală? Vreau să vă zic că, în primul rând, copiii n-au fost aruncați în stradă. Cei beneficiari care erau în centru Vatra au fost predat asistenții sociale, fiindcă ei aveau vârsta depășită a copiilor care fac parte în sistemul protecției dreptului copilului. Un minor care avea diagnoză cu dizabilități severe a fost plasat la Orhei în instituția conform diagnozei copilului. Centrul a fost suspendat, fiindcă este necesar astăzi la Consiliul Municipal a fost votat regulamentul de activitate a unui centru de plasament pentru copii în situații de risc. De la vârsta de 12-18 ani, din acel buget 1.500.000 care a fost alocat, s-a făcut reparații, s-a schimbat geamurile. Urma ca să fie aprobat acest regulament. No, nu vă supărați, doamna Trehovski, 1.500.000 pentru geamuri? Nu, a fost alocat bani pentru reparația centrului. Și s-a întâmplat această reparație? Că noi astăzi am fost și nu se vede nimic. Banii au fost returnați înapoi, fiindcă nu s-a făcut reparația până la urmă. Dar de ce nu s-a făcut reparație până la urmă? Fiindcă acest centru urma să fie treacă toate procedurile prin toate cele instituții care urmau să dea toate actele să avem dreptul de a începe o reparație conform tuturor cerințelor. Neavând posibilitatea să primim aceste acte care urma să ne permită să facem reparația, banii s-au întors. Au fost schimbate numai geamurile. Acum... Deci s-au lăsat acești copii până la urmă fără nimic, eu așa să înțeleg. Acolo s-a tergiversat, acolo s-a lăsat, actele nu s-au întâmplat? Ascultați, copiii nu stau în stradă. Dar unde sunt? Și nu sunt copii, păi vă spun, noi avem centre de plasament unde sunt plasați copiii. Nu sunt copii în stradă care nu au unde fi plasat. La momentul dat în Chișinău, în municipiul Chișinău, sunt 3 centre de plasament și 2 case comunitare. Sunt centre nestatale. Noi avem acorduri de colaborare și toate centrele statale și nestatale primesc în regim de urgență în plasament copiii. Vreau să vă zic că centrul Vatra în continuare va activa conform celorlalte centre de plasament pentru toți copiii rămași în situații de risc. Nu vor fi copii din stradă, dar va fi plasat și în regim de urgență. Doamna Grigorie va vrea să vă întrebe. Știu că atunci erau 2 fete care au fost cu dizabilități, eu nu știu, sau cu grad de invaliditate, care au fost plasate la centrul Haltei. Dumneavoastră singur ne-ați spus. Ce a fost cu dânsele mai departe? Așa și stau la centrul acesta pentru boschetari, de fapt. Doamna Silvia, aceste beneficiare urma să aibă grijă de ele asistența socială, fiindcă ele nu mai erau minore. Asistența socială... Dumneavoastră, vă dați seama ce înseamnă centru de zi pentru boschetare? Adică le-ați dat practic să fie boschetari. Da, ele sunt invalide, ele nu pot să lucreze. Dar ei nu erau minori. Noi ne ocupăm direcția protecția copilului și se ocupă cu copiii până la vârsta de 18 ani. Bine, eu înțeleg, dar dumneavoastră ați ținut la control acest lucru. Ați dat niște oameni în stradă, trebuie să aveți grijă. Să-i preia instituțiile sociale pentru maturi care să răspundă de soarta acestor oameni. Cum ajung acești oameni? Practic să-i în stradă. Asistența socială erau cei care trebuiau să le acorde toată asistența, fiindcă sunt beneficiarii asistenței sociale. Și tot trebuie. Adică nu știți nimic de soarta lor? Păi nu că nu știu, că eu mă întâlnesc cu ei, ele vin la mine. Eu pur și simplu vă zic, direcția protecția copilului se ocupă cu minori până la vârsta de 18 ani, pentru că vom avea anul acesta aprobat proiectul care l-am inițiat cu asistență, cu servicii sociale, apartament social, îmi propun ca minorii de la vârsta de 16 până la 22 de ani să le oferim spațiu. Dar în protecția copilului
sunt copii până la 18 ani. Sunt nici de comatur până la 37-30. Da, doamna Terehoschiu, am înțeles poziția dumneavoastră și eu vreau să vă mai întreb. Astăzi, mergând la acest centru, am aflat de la un bătrânel că zilnic intră acolo două fete. Dumneavoastră, țineți sub control, știți ce se întâmplă și de ce aceste fete locuiesc acolo? Practic, dorm în încăpere. Nu știu, am să mă deplasez. Nu știu că acolo sunt paznici. Sunt încă două servicii de zi care activează pentru copii cu dizabilități. Acolo sunt încă două servicii. Nu este numai încăperea pentru acest centru. Dar vă zic că în timpul cel mai apropiat, când va fi redeschis acest centru, va fi centru pentru copii aflați în situații de risc. Pentru plasament de urgență de la 72 de ore, dacă nu vom găsi altă formă de protecție, acești copii rămas fără protecție părintească vor putea să trăiască în acest serviciu până la 18 ani. Doamna Terehoschi, din câte ne povestește doamna Pisarencu, acest centru a activat cu succes în decurs de mai mulți ani și era un centru model. Dumneavoastră, ce părere aveți? Era necesar ca să închidă un centru de acesta și care a fost motivul că, până la urmă, eu am înțeles din ce cauză dumneavoastră ziceți, dar poate să este ceva altceva la mijloc aici și s-a nimicit un centru care a activat bine, care era necesar. Nu s-a nimicit. S-a schimbat regulamentul. Eu, doamnei Tamara Ceară, îi spun, cred că nu mulțumesc că a putut rezista să activeze în acest centru, neavând un regulament care, sau conducerea care trebuia să o susțină. Pentru dumneavoastră sunteți nemijlocit conducerea care trebuia să o susțină. Scuzați-mă, vreau să vă zic, eu când am preluat acest serviciu, era un serviciu care deja era depășit. Și urma ca regulamentul acestui serviciu fie modificat, fiindcă acest centru a fost un model și într-adevăr a fost necesar în perioada când a activat. Dar la moment avem centre de plasament, conform legislației în vigoare, toate centrele trebuie să primească plasament de urgență. Nu numai centru care era vatra și trebuia toți copiii dus împreună acolo ca să-i țipă în dimineață să le dai drumul. Am înțeles. Doamna Terehoschi, nu știu, e coincidență sau nu, dar aici, răsfoind toată presa din 2016, la colegii mei, la fel am citit fraza că dumneavoastră nu ați fost de găsit, ați fost foarte ocupată, secretara nu vă putea găsi. Eu sper că nu este coincidență și astăzi, la fel, faptul că mi-ați declarat că ați fost ocupată și n-ați vrut să veniți, nu înseamnă că nu vreți să discutați cu presa. Răspuns la telefon. Ei, la telefon este altceva. Și încă o întrebare. Dumneavoastră, față de doamna Pisarencu, ce atitudine aveți? Cum considerați? Este dumneei vinovată în plinătatea sensului pe care îi se incriminează? Nu. Am față de dumneei respect că a avut curajul și puterea să treacă prin foarte multe greutăți care trebuia fosta conducere să o susție. Să nu trebuia să aibă în plasament beneficiari care trebuiau de mult timp să fie predat alte instituții care urma să facă față tuturor cerințelor celor beneficiari. Dar dumneavoastră vreodată din 2016 până acum ați ieșit undeva să o susțineți sau domnul Chirtoacă sau pentru că sunteți din câte înțeleg persoanele care erați în personal cap. Eu, dacă doamna Tamara o spune, am adus toată informația la dosar pentru a demonstra că ea nu este vinovată. Și încă o dată aduc la cunoștință. Persoanele care erau în centru, s-a întâmplat o nefericire, dar nu consider că trebuia să fie plasat într-un centru de plasament toți copiii străzii, fiind atât de agresiv, atât de periculos, punând eu. Doamna Tamara este lângă dumneavoastră, tot să vă spuie. Eu de câte ori vineam, mi-era jale de tot angajații care activau acolo. Deci să înțeleg că direcția municipală stătea bine, mersi cu mâinile în jos și acolo oamenii aceștia, pedagogi, erau lăsați să se lupte singuri cu acești copii complicați. Eu asta înțeleg, ca pedagog. Nu era asta. Doamna Tamara o să spuie. Eu am adus acolo de la reprezentanța autorităților centrale care să mă audă și să încearcă să ne ajute pentru a schimba acest centru care activa, practic, cum a spus doamna Tamara, a impus-o cineva, nu eu. Eu am venit cea care am văzut că este incorrect să aducă toți copiii în acest centru pentru a fi plasați neavând în altă parte unde. Dar eu am încercat, prin diferite dimersuri, să demonstrez că suntem într-o problemă care trebuie să mă auzit. Eu nu am stat cu mâinile
în jos și nu am încercat să schimb. Și ultima întrebare, care este soarta copiilor care, iată, se face cald și iarăși îi vom vedea pe stradă, în hoteluri și așa mai departe. Ce se întâmplă cu copiii în Chișinău? Vreau să vă zic că la ziua de astăzi numărul copiilor în stradă nu au crescut. Deja este bine. Eu vreau să vă zic, toți copiii care sunt depistați în stradă, conform unui ordem care a fost semnat de mine, sunt reguli bine stabilite, împreună cu Inspectoratul de Poliție, instituțiile medicale, la depistarea copilului în stradă, este preluat de poliție, dus la instituția medicală, unde trece o evaluare medicală și autoritatea tutelară îl preia pe acest copil și dacă iese din municipiul Chișinău, el este plasat de urgență în centru de plasament. Dacă iese din afara Chișinăului, atunci se face legătura cu autoritățile locale din afară, ei vin să-l preiau. Am înțeles. Preiau și el fuge înapoi. Și el fuge înapoi, da, de unde l-au preluat. Autoritățile locale din toată țara trebuie să aibă servicii. Dacă nu, chiar astăzi s-a discutat că este inițiat un proiect pentru a fi în Republica Moldova un centru specializat pentru acești copii, care nu vreau să meargă încă în lucrare cu specialiștii. Păi logica asta și este că ei nu au cu cine, sărmanii copii sunt într-o situație, sunt și ei foarte dificili și au fost lăsați atunci acești oameni cu față în față cu problema. Copiii trebuie să lucreze, să dorească să vină în centru. Trebuiește o conlucrare, trebuiește de adus copiii să dorească să rămâi în centru. Nu de a-i adus ei să fugă, pentru că cu acești copii trebuie să alte programe, pentru că acești copii sunt cei care nu doresc să vin în centrul de plasament din motiv că nu cunosc regulile. Nu vreau să accepte cele reguli. Sunt copiii veniți în stradă, sunt din familii social vulnerabile. Am înțeles. Vreau să vă zic că într-o zi va fi un asemenea centru. Să dea domnul, să așteptăm un an jumate, cum am așteptat să se adopte niște sume și regulamentul care... Da, vă mulțumesc, doamna Terehovski. Încă o dată îmi pare foarte rău că nu ați fost aici în studio. La telefon a fost Rodica Terehovski, șef interimar al Direcției Municipale pentru Protecție Drepturilor Copilului. Regiei, vă rog frumos să ne mai acordați timp, pentru că discuția este aprinsă, fierbinte și ne mai trebuie ceva timp un pic. Doamna Grigoriev, ce părere aveți despre... Cum vedeți această atitudine a persoanei care nemijlocit era responsabilă de niște lucruri? Ea și apără serviciul pe care îl are și este și normal. Eu nici nu zic câte ceva s-au schimbat, câte ceva s-a făcut, numai că înțelegeți care e situația. Totul la noi se face așa puțin... Eu am să mă repet, parcă vorbim de transparență, dar nu este clar ce se întâmplă până la urmă. Nu este o conlucrare a executivului cu noi consilierii, cu Consiliul Municipal, care să se vină și să zică, iată, vreau să fac asta, fiindcă, de fapt, Consiliul Municipal este cel care alocă niște bani, niște sume. Și aceste sume trebuie să fie foarte bine motivate, foarte bine arătate pe hârtie pentru ce și cum. Iată, de pildă, în sumele care ni s-au adus azi în regulamentul și organigrama acestui centru, mi se pare puțin straniu. Mai puțin de 20 de copii în plasament, dar lume care deservește peste 20. Adică cum, într-o familie, o familie poate să aibă 5, 6 și 10 copii și se descurcă, iar aici 20 de oameni cu 20 de copii și nu știu ce să facă. Șofer aparte, cazangeriu aparte, nu știu ce, pedagogi, bine, pedagogi eu sunt pentru ca să se lucreze cât mai mult cu acești copii, că într-adevăr aceștia copii sau suspendați de dragostea părintească de părinți, nu au, adică, ajutorul părintesc sau sunt în situații de risc, sunt desigur și orfani. Mine o leacă puțin, nu mi-e clar de ce, dar asta este, legea e scrisă, termenul de plasament, când îți luați din stradă e până la 45 de zile, dacă îți luați în planificat e până la 6 luni, pe urmă se murește pe... Da, așa e, după legea nu așa e, așa scrie regulamentul acesta. De fapt, regulamentul care trebuia să fie tărâmă de licență era așa, 72 de ore plasați și între 72 de ore noi trebuia să lucrăm cu consiliile, ce făcea centru Vatra de fapt și nu făcea altcineva. Noi lucram cu consiliile la toată Republica. Deci eu am statistica de peste tot. Și dădeam în primire copilul. Venea de la primărie și lua copilul.
Dar în cazuri excepționale, dacă nu este o altă situație și cum am avut la Telenești, deci să lucra la 45 de zile, adică să afli, fiindcă nou, cum spune doamna Terehovski, că iată, este plasat copilul la spital, este verificat, la noi la centru Vatra nu a făcut lucrurile astea, ne-a dus direct din stradă copilul și sub, în calitate de primiți păi da, da, copilul cleiul, dar ia din Chișinău. Și așa mai departe, cum? La noi doamna Silvia, cum poate el stă doar dintr-o 45 sută zile? De procente de copii care au fost plasați în centru Vatra, din 200 de copii care au fost în centru Vatra plasați cât am lucrat eu, deci au fost undeva la 3% doar din municipiul Chișinău. Restul erau din întreaga țară. Restul erau din toate raioanele Republicii Moldova. Doamna Pisarenko, ce a spus doamna Terehovski? Sunteți de acord sau aveți reproșat? Ce să vă zic eu? Nu pot eu să reproșez acum la nimeni. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Că acele demersuri și acele adresări care eu le-am făcut și am spus neregulile, clar lucru că doamna, cum a spus, că ea a adus factorii de decizie, dar nu știu de ce la dosarul mine, la dosarul meu, care este peste 1500 de pagini, sunt doar 12 file a mele personale, unde scrie caracteristica, xerocopia buletinului, a mele concedii. Atât. Și toate demersurile care au fost făcute de doamna Terehovski sunt anexate la dosarul meu. Eu nu pot să înțeleg. Deci până la urmă ei nu v-au susținut, nu v-au oferit niciun consiliere, niciun ajutor și ați rămas, singură față, în fața problemei. Răspunderea a căzut doar pe umerii dumneavoastră. Asta da, și eu nu înțeleg de ce. De ce? Ce am făcut eu? Nu. Eu am rămas invalid de gradul 2, referitor la lucru acesta. Deci eu am făcut și neputința. Pe data din 19 martie va avea loc ședința de judecată, da? Din câte? Da. Și în care se va decide ce? O să fie judecat până la 8 ani. Deci dumneavoastră riscați să fiți închisă? Da. Pentru 8 ani? Eu am fost închisă în decembrie și tot nu știu de ce. Dar dumneavoastră v-ați adresat avocatul dumneavoastră cu... Deci pe mine m-a eliberat la curte de apel, că a spus că asta este neconstituțional, că eu să fiu închisă și reținută. Până la urmă, deci acele mape care au fost retrase din centru Vatra, deci ține de documentație, au fost retrase mapa cu privire la situația incendiară în centru, unde era absolut tot personalul de mine a fost instruit, ei erau cu niște scoase din internet, niște lucruri, în caz de pojar, în caz de ce situații excepționale. Și cum ce s-a întâmplat că băiatul a decedat în urma pojarului? Deci acea mapă la dosarul meu nu a fost anexată. Procesul verbal care a fost sustragerea nu a fost anexată. Mai mult ca atât, deci acele demersuri care eu m-am adresat cu privire la sistemul antiincendiar că nu lucrează. Din timp, deci nu până în ziua în care s-a întâmplat acest incendiu, dar din deci mult. Deci eu am să vă spun dumneavoastră, noi am trecut, am avut trecut comisia asta care mi-a ieșit din cap și în 2013. Deci noi nu ne regăsam nici într-un standard, că fiind centru de cu... De licență. Da, pentru licență asta. Pentru dreptul de a acest serviciu, da. Deci noi am primit acest certificat, că fiind cei mei buni. Și doamna Silvia, n-a să-mi iei voie că spun eu minciuni, fiindcă eu știu că au fost consilierii municipali pe luna februarie, mi se pare, 2017, mi-au spus. Și au controlat și au văzut. Și-a spus chiar singur consilierul, a spus, ce frumusață este aici. Asta eu am făcut cu beneficiarii centrului Vatra. Acum, când sunteți după un an și ceva, într-un calvar, cum am zis eu la începutul emisiunii, către cine adresați apel? Ce să se întâmple ca să se ia niște decizii corecte? Ca dumneavoastră să nu fiți țapii spășitori și să purtați vina celor care până la urmă o poartă? Eu nici nu pot să spun la cine, fiindcă eu nu știu... Am văzut și mulți care au ucis mulți oameni și n-am văzut să aibă 6 procurori ca mine. Eu n-am avut anchetator. În octombrie pe mine m-a chemat și mi-a spus,
Am văzut că depășirea nu este, înseamnă că este neglijență. Am întrebat, care e neglijență? Că eu m-am adresat la toate instanțele, au spus că o să veniți peste două săptămâni. Peste două săptămâni îmi spune că am văzut că nu e nici neglijență, înseamnă că este tortură. Ușa de acolo, de la centru Vatra, unde doamna Silvia spune, e nu putea, nu trebuia să fie, adică e trebuia să fie schimbat ca așa ușa, nu trebuia să fie. Dar suntem deja în limită totală de timp pentru emisiune. Eu un singur lucru, când am privit toate videourile pe care le-am văzut eu privind situația și scandalul de atunci, am auzit de la copii un singur lucru. Doamna Tamara era foarte bună. Și ați văzut dumneavoastră declarațiile care spune cine era cu electroșocherul? Cine își băte joc de copiii ăștia? Nu se impune nie că eu am făcut acte de tortură. Da. Dar în perioada a două luni cât eu am lipsit, asta a fost domnul Oleg Brega, el a filmat toate aceste lucruri și dumneavoastră ați văzut, probabil, dar numai că nimeni nu vrea. Copiii au dispărut foarte repede de acolo, ca să nu se afle niște adevăruri. Pentru că noi am căutat și noi am fost cu un consilier, cu un coleg și am căutat copii, adică copii mai mari, mai mici, care erau, n-am găsit de acum, nu mai era pentru nimeni. Sunt, era gol centru când am fost noi. Vreau să vă spun, în ce scuză, ei sunt și speriați dintr-o parte, din altă parte... Dacă îi cheamă și îi dă să mănânci ceva, orice, de măi, e foarte bine că cineva le trage atenție. Îi cumpără și le sustrage atenția, am înțeles. Câți lucrători erau atunci în centru? Deci eu vreau să vă spun, din 2004 până în 2016 noi am activat 10 lucrători. Din 2004 până în 2008, când a fost schimbat regulamentul, de fapt, că noi știm în vigoare regulamentul cu privire la centru de plasament. Deci noi am activat 6 oameni. 6! Foarte puțin în lume pentru așa un număr de... Noi, din păcate, aici trebuie să punem punct. Eu sper că până la urmă se vor ridica... Noi am ajuns la concluzie. Noi am votat acest proiect, dar cu ideea că o să-l monitorizăm de la A până la ea. Asta este ideea. Să dea Domnul să se întâmple. Dumneavoastră ne pare foarte rău, vă dorim succese și să fiți auzită și să nu ajungeți în situația în care să fiți condamnată. Eu mi-am făcut impresia că de judecată eu o să fiu judecată, fiindcă mi-au spus că e și Nepisărenco. Asta este. Noi vom monitoriza și vom veni la judecată și vom vedea ce se va întâmpla. Eu vă rog foarte mult, chiar vă rog foarte mult să veniți, să auziți ce se face acolo și cum, de fapt, Am înțeles. Regia îmi zice că mă dă afară șeful, că am depășit toate limitele. Noi vă spunem, doamnelor și domnilor, că în seara aceasta nu pot să vă doresc o seară frumoasă, o seară bună, pentru că tema pe care am discutat-o este foarte tristă, una dintre cele mai triste. Așa cum se cântă și cum se recită în poezii, copiii sunt bogăția unei țări. Din păcate, la noi, în Republica Moldova, nu reușim să le purtăm de grijă acestor copii. Ne pare foarte rău de ceea ce se întâmplă. Sperăm să fim auziți și să se redreseze situația. Numai bine. Îmi pare foarte rău. Ce s-a întâmplat?